Deci, domnilor, v-ați lămurit? Ați găsit care e treaba cu iubirea? Ați găsit răspunsul? Am găsit mai multe răspunsuri. Încă nu știm exact cum să... Iubirea e ceva minunat, neprețuit. Iubirea nu se poate cumpăra. Iubirea și mai era ceva... Sănătatea. Sănătatea. Iubirea și sănătatea nu sunt pe bani. Să țineți minte asta, băieți. Imurieni ce sunteți voi. Iubirea nu poate fi cumpărată. Bine, poți să începi acum. Da, diamantele se termină cel mai bune al femei. Și când se termină diamantele? Treci la varianta a doua. Gucci, Chanel, Louis Vuitton. Asta e o prostie. Iubirea nu stă în lucrurile materiale. Și în plus de asta, sunt niște fraieri. Să vedeți că toate femeile sunt la fel. Nu suntem la fel și de aceea nici nu iubim la fel. Fiecare iubește în felul ei. Perfect de acord. Pe când ne iubim, trebuie să înțelegem asta de mică. Eu nu-mi iubesc ca tine, tu nu iubești ca mine. Suntem diferiți. Dar ne iubim acum. Ce sens are să ne ascundem după deget sau să alergăm după chimere sau să trăim din amintirea ceea ce ar fi cât fi? Ba, eu cred că poți foarte bine să trăiești din amintire. Eu cred că poți să trăiești foarte bine și fără iubire. Că foarte bine, zice Andreea. Este incredibil cum la început totul pare atât de frumos, după care treptat lucrurile se degradează până ajung la acel punct în care se instaurează neîncrederea, apoi vine frustrarea, iar apoi ura. De la iubire la ură nu e decât un pas. Nu mai bine fără iubire? Ce pesimiști, frate! Alo, gara, pe mine nu m-a întrebat nimeni pe cine iubesc. Mă scuzați, pe cine iubiți, domnule? Eu? Iubesc ceea ce fac. Adică nimic. Mă uit la voi triștilor și am decis deja că vreau să am un copil pentru că dau. Sunteți în cea mai mare parte a timpului ridicol. Și mi-am un pic milă de voi. Nu știți nimic, dar vă dați cu părerea despre tot și toate și în general vă plângeți. Și iar vă plângeți, și iar vă plângeți și nu faceți nimic altceva decât să vă plângeți. Că ba a fost și nu mai e, ba n-a venit, ba nu știu ce, ba nu știu ce. Iubire peste tot, fraților. Toți suntem iubire. Atât am avut de zis. Că ar fi fost și fii mea așa de stupată. Dacă știi să o crești, era. Dar tu ce s-a mai era? Nu înțeleg. Domnilor Maxim și Marius, eu zic să terminăm o dată cu oficialitățile astea de despărțire, că vor că pe mine să încep să arază și... Dacă mai scoți o singură idee misogină și preconcepută pe, pe gură, jur că ți n-ai de domoțiunile de mitere. Exact, la scoară, să vă da. Domnilor, Maxim și Marius, mulțumim frumos că ați venit, iada, iada, bla, bla, bla. Data viitoare să mai treceți pe la noi și să aduceți și niște imurieni și de data. Zic că sunteți bineveniți și cu familie, cu cățel, cu purcel, cu ce, dacă aveți, nu știu. Ok, și sper că v-ați lămurit cu ce era de lămurit, că... Până la urmă... Stați un pic, adică după ce am făcut atâtea zile studii și am discutat, hai să vedem și noi care sunt concluziile voastre, adică pipă, un feedback și noi după atâta timp, da, chiar sunt curioasă. Poate cercetarea noastră ne ajută și pe noi să ne înțelegem ceva mai bine. Sigur. Sigur. Am pregătit un raport. Mulțumim pentru ospitalitate. Mulțumim pentru bună voință și pentru timpul acordat. Sunteți o specie extrem de interesantă. Timpul scurt nu ne-a ajutat să ne formăm o opinie clară, dar am înțeles că nuanțele iubirii sunt infinite și că probabil, dacă am mai intervieva încă pe atâția oameni, am descoperit un număr infinit de situații. Am înțeles că iubirea este fie egoistă, fie altruistă, fie mare, fie mică, fie materialistă, fie sufletistă. Pe scurt, nu am înțeles ce este iubirea. Și totuși,